în viață când sunt pus la o mare încurcătură. Și vă mărturisesc deschis acest lucru. În bancă cugetam la text și ziceam, Doamne, cam pe ce linie să mă duc? Și în această rugăciune mi s-a dat puțin un alt mesaj. Și acum sunt pus în încurcătură, nu știu pe care să-l aleg. Amândouă mi se par bune. Dar totuși vă zic, foarte scurt și întrucât la rugăciune toți am simțit prezența Domnului, consider că acesta este mai valabil și doresc, dacă va fi cam tare pentru unii, permiteți-mi să spun, să mă iertați. Dar aș dori ca să se simtă ungerea lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu să fie la lucru în continuare. Deci Petru era păzit în temniță și biserica nu înceta să înalțe rugăciuni către Dumnezeu pentru el. Primul punct care mi s-a pus este acesta. Biserica nu înceta. Cum vine asta? Biserica nu înceta să înalțe rugăciuni pentru Petru. Te rogi o oră, te rogi două, te rogi trei, te rogi o zi. Cât să te rogi, cât să-L chem pe Domnul. Și de cât? Până când Domnul dă izbăvirea. Amin. Și cuvântul Domnului în seara aceasta, cam asta ar vrea să atingă prin mine, prin ceilalți, ați auzit ce atunci. Nu că nu este valabil, fiecare punct este valabil în dreptul lui și Domnul își continuă lucrarea. Prin cântare, prin rugăciune, prin predică, Domnul face aceeași lucrare. Domnul tot zidește, tot zidește. Și în seara aceasta, deci, acest mesaj mi s-a dat din partea Domnului. Biserica nu înceta să se roage. Doamne, eu mă rog, miercurea, când vin aici la biserică, Doamne, mă mai rog și duminica, fie dimineața, fie după masa, fie între după mese, dar în timpul săptămânii, Doamne, iartă-mă, dar nu am timp. Sunt 12 ore la lucru, trebuie să fac și limba, am și copii, am și familie, am prea multe pe cap, Doamne, nu pot să așa făcea oare prima biserică? Aici este punctul sensibil care Domnul vrea să ne aducă în față, în această diplomasă. Pavel Apostolul spune așa, rugați-vă neîncetat. Aici este chemarea lui Dumnezeu. Din 24 de ore, fi 24 de ore cuplat cu ce? Din 24 de ore, trăiește împărtășit cu Dumnezeu. Din 24 de ore, în 24 de ore, fi tot timpul cu Dumnezeu. Și atunci vei vedea slava Domnului și atunci te vei bucura de lucrarea lui Dumnezeu și atunci vei vedea progres și vei vedea câștig de cauză. Altfel știți, există un risc foarte mare și aici este punctul foarte, foarte tare, să zic așa, pentru unii. Există doar două lucrări care se confruntă una cu cealaltă. E o majoră importanță. Lucrarea demonică, lucrarea de rătăcire și lucrarea lui Dumnezeu, lucrarea de salvare. Ori o faci pe una, ori o faci pe cealaltă. Nu poți să spui că ești și cu una și cu cealaltă. Nu poți. Ori vei fi cu unul, însuși Domnul Iisus Hristos a spus. Ori îl vei urâ pe un domn și vei sluji la celălalt domn, iubindu-l, ori invers. Le vei consacra celuilalt domn, celuilalt stăpân și îi vei sluji lui. Nu puteți sluji la doi domni, spunea Domnul Iisus. Da, aceasta este valabil oriunde vom merge în lume. Fie în România, fie în Austria, fie în America, fie în Australia, fie în orice colț al lumii acestea, până și la Polul Nord. Dacă cineva va ajunge pe acolo dintre noi, este valabil acest lucru. Nu se poate la doi. Ori ești cu unul, ori ești cu altul. Dar, Doamne, nu este prea greu, este prea mult? Nu, nu. Nu este prea mult. Cei care sunt născuți de sus, spune Pavel în Coloseni 3, ce să facă? Să umple după lucrurile de sus. Amin. Asta n-ar însemna să nu mai muncesc ca să am ce să mănânc și ce să îmbrac. Nu, nu. Dar restul timpului, atenție, la cine îl dă? Restul timpului, atenție, cine îl fură? Restul timpului, atenție, cui? Auzeam o lucrare prin Duhul Sfânt mai anii trecut și spunea așa Domnul prin Duhul Sfânt. Zice, nu vă dați blaga voastră celui
suprește puterea. Și plaga voastră, dați-o Domnului. Puterea voastră, dați-o Domnului și slujiți numai Lui. Acesta este cuvântul, deci, care Domnul l-a pus special pe inimă în această dupămasă. Ești gata? Poate va trebui să renunți la una și la alta. Va trebui să accepți această lucrare. Biserica nu înceta să se roage Domnului. Și abia apoi a văzut izbăvirea Domnului. Abia apoi a văzut deslegare. Și abia apoi a văzut eliberare. Și abia apoi a văzut ridicare. Nu înainte, nu. Abia apoi biserica își face datoria și apoi și Domnul compensează. Biserica lucrează și atunci vine, atunci vine și Domnul și lucrează. Așa spune Apostolul Pavel, noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Și ca să nu uit gândul, gândul principal care Domnul l-a pus pe inimă este aceasta. Dacă cumva ne fură diavolul, am amintit de cele două lucrări, apare lucrarea de imitație. Știți, până și oamenii au ajuns atât de experți în imitații, mă refer la îmbrăcăminte, la încălțăminte și la unele lucruri, încă nici nu-ți dai seama. Dacă nu ești expert în materie de multe ori, să deosebești, asta e piele sau nu-i piele? Asta e lucrare originală sau imitație? Mă refer în lucrurile firești. Cu atât mai mult, diavolul, care de la început este un imitator al lui Dumnezeu și al lucrării lui Dumnezeu, este foarte perfect în imitație. Și de aceea vreau să spun, Dumnezeu a pus acest pas în primul rând în fața noastră. Dacă te vei ruga neîncetat și dacă vei fi tot timpul cuplat cu cerul, indiferent în ce conjunctură ai fi, indiferent în ce parte trăiești, indiferent cu cine ai de-a face, cu gândul, cu mintea, cu inima, cu tot ce ți-a dat Dumnezeu, păstrează-te în legătură cu Dumnezeu. Acest duh de imitație nu va putea intra. Și de ce? De ce l-am amintit acest lucru sau acest duh? Pentru că în ultima vreme este o lucrare de mare rătăcire printre mulți. Se cântă la biserică, se roagă la biserică și acum, să nu mi-o înțelegeți greșit, dar care sunteți pe aici, mă rog ca Domnul să ne schimbe pe toți. Amin. Și acasă uităm și de cântare și de rugăciune și de toate. Și când venim aici, toate sunt bune și toate sunt frumoase. Fraților, nu spun că e o lucrare de imitație, dar atenție! Nu cumva să fii plin de Duhul Sfânt numai aici și acasă sau în alte locuri să vorbești altceva. Și acasă sau în alte locuri să te ocupi altceva. Atunci nu se poate, ceva nu e în regulă. Ceva nu este bine. Ceva, dacă este așa, ceva este defect acolo. Atenție mare la lucrarea aceasta de imitație. Dacă ești din Dumnezeu născut, te vei comporta din 24 de ore ca un copil al lui Dumnezeu. Amin. Vei scoate cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu, numai în biserică. Nu, nu, și pe stradă, și acasă, și în familie, și în tot locul. Se va cunoaște că cu tine este Dumnezeu. Dar este oare așa? Mă rog Domnule ca Domnul să ne trezească. Amin. Dacă pe undeva suntem cu defecțiuni, dacă pe undeva schiopătăm, haideți să ne întoarcem la Domnul în seara aceasta și să spunem, Doamne, ne place bucuria cu tine, ne place părtășia cu frații. Și mai ales când e Duhul Sfânt prezent, dar în mod deosebit, Doamne, îngăduie-mă, Doamne, să fiu plin cu Duhul Sfânt și acasă. Îngăduie-mă, Doamne, să fiu plin cu Duhul Sfânt și la servici. Îngăduie-mă, Doamne, să fiu plin cu Duhul Sfânt oriunde aș fi. Și atunci vei vedea rămzire prin Duhul Sfânt. Atunci vei vedea trăire prin Duhul Sfânt. Atunci vei vedea cum se va cupla cerul cu tine și tu cu cerul. Sau dumneavoastră cu cerul. Mergând pe stradă vei cânta în limbi. Stând acasă și mâncând mâncarea, la un moment dat nu vei ști ce se întâmplă și va trebui să te pui pe genunchi. Am experimentat asemenea cazuri și știu că și de aici sunt mulți care au experimentat aceste cazuri. Dar se pune un semn de întrebare. Astăzi mai experimentez? Astăzi mai sunt la nivelul acesta? Sau trăiesc eu din amintiri? Doamne, ca Ilie, am fost odată și eu plin de râvnă, dar am venit pe aici și am uitat de tine. Sau, nu chiar am uitat, dar nu mai am aceeași râvnă, Doamne. Că Domnul, ca să ne umple, Duhul Sfânt din nou cu râvna Lui. Și din nou să fim oameni plini cu Duhul Sfânt.
Dar aceasta, să știți, și cu aceasta mă apropiu de încheiere, pentru că timpul trece, a fi plin cu Duhul Sfânt nu se face oriunde. Nu. Este un loc anume unde te poți umplea cu Duhul Sfânt. A sta de vorbă cu Dumnezeu nu se face oriunde. Mă refer nu la locuri, ci în starea spirituală, în starea lăuntrică, nu oricum, nu în orice stare și nu în orice loc. Nu. Dumnezeu, cu primul om, avea un loc de întâlnire în grădină. Și acolo se întâlnea în fiecare zi Dumnezeu cu Adam. Și la un moment dat Adam n-a mai fost la cea. În locul care Dumnezeu o aștepta. Era în grădină, nu? Fraților, surorilor, era în grădină. Dar a fost Dumnezeu mulțumit că Adam era în grădină? Nu. Adame, unde ești? Că eu te caut la locul la care eu te-am pus. Aici te caut eu, la locul nostru de întâlnire, Adam. Poate este în gândul tău, sunt în grădină, sunt încă în biserică, sunt încă. Dar oare ești la locul tău? Dar oare sunt la locul meu, unde Dumnezeu mă caută? Unde Dumnezeu mă cercetează? Unde Dumnezeu îmi aduce mesaj și de unde Dumnezeu îmi primește rugăciunile? Sau sunt retras pe undeva prin grădină? Haideți să ne întrebăm fiecare în această dupămasă și să spunem cu toții, Doamne, ajută-ne să ne întoarcem din nou la locul la care Tu vrei să fim. Pentru ca comuniunea întreruptă între unii din noi cu Tine să fie din nou legată, Doamne. Amin. Și din nou să avem acea părtășie cu cerul tot timpul. Nu uitați și să nu vă mire ce-am spus și ce spun și ce accentuez. Dumnezeu vrea din 24 de ore să fie călăuzit de Duhul Sfânt. Din 24 de ore, deci, să fii călăuzit de Duhul Sfânt, să umbli în puterea Duhului Sfânt, să trăiești în puterea Duhului Sfânt, să lucrezi în puterea Duhului Sfânt, chiar și în munca pământească, chiar și în aceasta să fie implicat Dumnezeu. Și este ușor. Întorcându-te la locul unde Dumnezeu te caută, păstrând un fir de legătură cu Dumnezeu prin Duhul rugăciunii, care îl avem ca exemplu în seara aceasta de la cei care au fost prima biserică și stând acolo, într-o curăție, într-o sfințenie și într-o milință plăcută lui Dumnezeu. Spun întotdeauna, Doamne, eu nu mai sunt al meu, sunt al Tău. Și aici și oriunde mă vei duce, sunt al Tău. Și Tu să faci ce vrei cu mine. Și în felul acesta vom vedea slava Domnului, vom vedea lucrările lui Dumnezeu și vom trăi cu Dumnezeu. Dar simt să mai accentuez încă o dată. Nu uitați, diavolul este cel ce imită. Dacă cumva cântarea care o cânți nu e din inimă, este deja o imitație. Dacă cumva aminul sau aleluia care îl spui, nu îl spui cu o trăire înăuntru, este o imitație. Și mai mult, mai adânc dacă ne băgăm, dacă viața mea din familie și dacă viața mea de la locul de muncă și dacă viața de pe stradă, dacă vreți, nu corespunde cu ceea ce sunt în biserică, să nu se supere nimeni, dar eu însumi sau oricare ar fi cuprins în această schemă este un fals. Originalul este original tot timpul. Cel care cântă, cântă tot timpul. Cel care se roagă, trebuie să se roage tot timpul. Cel care umblă călăuzit de Duhul Sfânt în biserică, neapărat, trebuie și afară să fie plin cu Duhul Sfânt. Rugămintea mea la încheiere este, Doamne, trezește-ne pe toți. Amen. Și adune starea după voia Ta. Amen. Ca în vremea care se arată, când ne vei căuta să fim la locul unde întâlnim cu Domnul să ne ajute.